bine v-am găsit sau regăsit pe acest canal. Ați văzut și din titlu și voi mi-ați cerut să vedeți o rutină de dimineață și am filmat desigur și rutina de seară și care va apărea în curând și ea. Haideți să vă arăt cum mă pregătesc eu dimineața. Nu sunt trezită chiar imediat pentru că am mai avut altceva de făcut între timp, dar da. În principiu, când mă trezesc, îmi beau întâi Colon Help-ul și după trec la rutina mea de îngrijire. Am realizat abia astăzi dimineață, pentru că seara am filmat rutina de seară, că nu v-am arătat că mă spăl și pe dinți seara, dar de. Cred că este și de la sine înțeles. Pasta de dinți pe care eu o folosesc este aceasta de la Mercadona. Eu v-am mai vorbit despre ea, este pe terminate. Așa că mă spăl pe dinți și revin la spălatul feței. Un alt pas destul de important într-o rutină de îngrijire este să avem mâinile curate, iar eu voi folosi acest săpun de la Tezorii d'Oriente. Următorul pas este spălarea feței propriu zise, iar astăzi voi folosi gelul de curățare de la Clinique Liquid Facial Soap Oily Skin Formula. Este pentru tenul gras. Îl mai alternez pe acesta cu cel de la Ivaten pe care îl am. În general folosesc geluri de curățare pentru tipul meu de ten, pentru că de coșuri. Mi-am aplicat două pompițe pe mână pe care le masez ușor pe ten. Dacă sunteți de ceva timp aici cu mine pe canal, știți că eu nu folosesc șervețele și ați văzut prin empty-uri cam prin câte pachete de șervețele cosmetice trec pe lună, dar da. După ce mi-am curățat tenul, trec la un toner și momentan îl folosesc pe acesta de la Nocive cu extract de trandafir. Cred că sunt undeva la a treia sticluță, ceva de genul. Și îmi place foarte mult. Este din gama lor bio, am putea spune, cu 97% ingrediente de origine naturale. Tapotez ușor produsul pe ten, iar apoi prin mișcări circulare și cât mai ușoare verificam tenul curat. Următorul pas în rutina mea este aplicarea unui ser, iar eu dimineața amestec practic două serumuri și anume unul de la Institut Claude Bell, care este acid hialuronic intens, și un altul de la Elmiplant Multicolagen, care ambele îmi plac foarte mult, au o textură foarte lejeră și se absorb rapid în piele fără să-mi lase tenul gras, dar îmi dă senzația ceva de ten hidratat, ten sănătos. Aplic din ambele câte o cantitate foarte mică pentru că le combin și atunci da, nu pot aplica foarte mult. Le masez în palmă și prin mișcări tot așa de tapotare încep aplicarea. Nu uităm nici de zona gâtului pentru că fia este a noastră și în zona gâtului se văd primele semne ale îmbătrânirii. După ce am lăsat totul foarte bine, trec la crema de ochi. Crema de ochi pe care eu o folosesc momentan pe timp de zi este cea de la Estée Lauder Advanced Night Repair Eye. Îmi cer scuze, oameni care răcesc în casă. Îmi place foarte mult și o folosesc deja de ceva timp. În mod normal ar trebui să încălzim crema pe care o folosim inclusiv în jurul ochilor sau încălzim între degete, însă eu nu prea fac acest lucru și trec direct, iau direct din tub și de drumul. Și tot așa aplic prin mișcare de tapotare pentru că încerc să fiu cât mai blândă cu zona mea de sub ochi pentru a nu o agresa. Următorul pas este o cremă de față, eu o folosesc special de la Uriaș, o cremă anti-imperfecțiuni, care este pentru tipul meu de ten, nu pretinde să matifieze și chiar nu matifiază, dar mie îmi face bine. Și cam aceasta este rutina tenului meu, rutina mea de dimineață.
Nu mi-am aplicat nicio mască și nu voi aplica pentru că nu am timp, sunt puțin presată, pentru că în aproximativ jumătate de oră trebuie să ies din casă, am de făcut un drum destul de lung, ușor, așa că va trebui să-mi aplic în varianta express și un fond de ten ca să îmi protejez fața de frigul de afară. Îmi mai aplic un balsam de buze, ce găsesc, ce am la îndemână, nu este nicio problemă și după ce termin de machiat, îmi dau și cu o cremă pe mâini. Aștept să-mi spuneți în comentarii care este rutina voastră, care sunt produsele voastre preferate, ce produse funcționează pentru voi, pentru că așa poate mai aflu și eu câte ceva nou, ceva de testat, de ce nu. Și aștept părerea voastră în comentarii. V-am pupat și ne vedem data viitoare! Pa, pa!